Șapte elevi de la Colegiul Național Mihail Sadoveanu din Pașcani au învățat cum să pună pe roate un post de radio. Au făcut emisiune, au creat generice și un program bine stabilit pentru 24 de ore de emisie. Totul s-a desfășurat în cadrul unui proiect Erasmus pentru formarea tinerilor, coordonat de profesoara Carmen Dimitriu, ce a avut loc în Luxemburg în perioada 14-22 august. Este vorba despre un proiect cu finanțare Erasmus din seria proiectelor de tineret Youth in Action. De această dată proiectul a fost încheiat prin colaborarea cu Asociația Zamolxes din Câmpina, o organizație de tineret care anual câștigă foarte multe proiecte Erasmus și datorită acestei colaborări îndelungate am avut și noi privilegiul să participăm și să primim finanțare prin această fundație Zamolxes. Proiectul s-a desfășurat la Luxemburg, iar tema proiectului a fost despre radio, Your Radio, s-a chemat, limba proiectului fiind engleza. Au fost selectați 7 elevi ai Colegiului Sadoveanu pentru a participa, copii buni, vorbitori de limbă engleză și cu inițiativă, cu multe cunoștințe, care acolo s-au descurcat foarte bine. Rolul și impactul mass media în rândul tinerilor a fost scopul proiectului denumit Your Radio, iar după o săptămână de muncă intensă, elevii au căpătat experiență și și-au îmbogățit cunoștințele. Participanții din cele 5 țări implicate și-au prezentat cultura specifică fiecăruia. Tema proiectului nu a fost ușoară, deoarece scopul a fost ca tinerii adunați acolo din 5 țări, Luxemburg, Polonia, Turcia, Estonia și România, să învețe care este rolul și impactul mass media în viața tinerilor în general și în special să învețe cum se creează un post de radio online și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere al conținutului. Așadar, toți participanții au învățat despre broadcasting, au învățat despre cum se realizează o emisiune, cum se realizează un generic, cum se realizează un program, astfel încât la sfârșitul celor 7 zile de muncă intensă în proiect, s-a creat un post de radio al proiectului care a emis timp de 24 de ore. Prin intermediul acestui proiect, Cezar a călătorit pentru prima dată într-o țară din Uniunea Europeană. A fost uimit de bunătatea și liniștea cu care a fost primit de ceilalți tineri. Emoțiile l-au copleșit atunci când și-a prezentat țara și portul tradițional românesc. Schimbul de experiență din Luxemburg, Differdans, Your Radio Youth in Action, a reprezentat pentru mine o oportunitate în cunoașterea culturilor europene și în înțelegerea acestora. Pentru mine, acest proiect a reprezentat o mare bucurie, întrucât nu am mai călătorit în nicio țară din Uniunea Europeană și mi-a plăcut acolo bunătatea și liniștea cu care am fost primiți de ceilalți participanți. M-am simțit mândru atunci când, într-o seară, a fost rândul României să-și prezinte țara, rândul participanților din România să-și prezinte țara și atunci le-am prezentat istoria noastră, frumusețile, peisajele noastre și, nu știu, am fost copleșit de uimire, de emoție, cum ne-au perceput ceilalți țara. Grupul din România a avut succes și au reprezentat cu multă dragoste și cu multă pasiune și pricepere tradițiile românești, costumele populare, dansurile, mâncarea și am fost foarte apreciat și am fost foarte mândră de acești copii. Și pentru Demetra această experiență a fost una de neuitat, în care a legat prietenii pentru o viață. În acest proiect am învățat să ne apropiem de ceilalți oameni din jurul nostru, am legat prietenii chiar cu persoane la care probabil nu ne așteptam la început, pentru că a fost un șoc să vedem că fiecare țară avea o cultură diferită și fiecare
persoană avea câte, nu știu cum să spun, avea câte ceva al lui și noi încercam să ne împrietenim cu toții și am început să comunicăm, am vorbit în limba engleză și am cunoscut oameni foarte extraordinari, oameni de care m-am apropiat foarte mult într-un timp atât de scurt, nu m-am așteptat la acest lucru și după cum am spus, am legat prietenii care probabil vor rămâne o viață pentru că noi am reușit să ne adaptăm în așa fel încât am devenit o familie, atât noi cei din proiect, cât și cu ceilalți cu care am conviețuit 7 zile. Și după cum am spus, este o experiență extraordinară. Eu personal mi-am lărgit orizontul de comunicare și am învățat să apreciez oamenii din jurul meu, relațiile dintre oameni și pot să spun că am devenit un om mult mai bun și am ajuns la un nou nivel de comunicare. Pentru că în cadrul proiectului s-a vorbit doar limba engleză, Olivia spune că în acest fel a învățat să comunice mai bine și a căpătat mai multă încredere în ea. Pot spune că proiectul Erasmus Plus din Luxemburg a avut un mare impact în viața mea. Nu numai că mi-a îmbunătățit vocabularul englez, dar am început să am mai multă încredere în mine și în ce spun. La început nu am crezut că mă voi acomoda atât de repede cu colegii și participanții, dar apoi mi-am dat seama că lumea este foarte frumoasă și că sunt copii care, într-adevăr, merită să participe în acest proiect. Pentru noi românii a fost ceva deosebit, mai ales că am fost cei mai mici din grup și am avut o grijă aparte de la ceilalți. Deși inițial nu a vrut să meargă în această mobilitate, Bianca nu regretă alegerea făcută, la fel și Alexandra, care spune că prin intermediul acestor proiecte tinerii depășesc barierele impuse de limba vorbită. La început nu prea mi-a surâs ideea să merg în acest proiect, dar când am ajuns acolo, viața mea s-a schimbat radical. Am petrecut clipe de neuitat alături de niște oameni extraordinari. Vreau să îi mulțumesc colegilor mei din liceu pentru că au fost alături de mine și la bine și la rău și doamnei profesoare Dimitriu Carmen pentru că mi-a văzut lacrimile înainte să plâng și mi-a văzut rănile înainte să sângerez. Această experiență pentru mine a fost de neuitat. La început nu am vrut să merg, dar sunt mândră că sunt româncă și că am putut să le arăt și celorlalți ce este România pentru mine și pentru noi. Mi-am dat seama în acest proiect că nu hainele fac omul, ci sufletul îl fac și abia aștept să mă merg și în următorul proiect. În opinia mea, proiectul Your Radio mi-a deschis o fereastră către viitor. A fost o experiență de neuitat. Înainte eram de părere că pot rezolva anumite lucruri singură, după propriile principii, însă mi-am dat seama că împreună totul poate fi rezolvat mai bine. Deci acest proiect mi-a arătat că în echipă totul iese mult mai bine. Sunt fericită că am legat prietenii cu oameni de naționalități diferite care au avut grijă de noi, în special de mine pentru că am fost cea mai mică din proiect și mi-am dat seama că tinerii trec barierele limbii atunci când au astfel de ieșiri și pot spune că mi-am perfecționat vorbirea în engleză cu ajutorul acestui proiect. Cel mai emoționant moment trăit de elevi a fost atunci când s-a cântat imnul României. Participarea în acest proiect a fost o experiență din care am învățat foarte multe. Am înțeles că nu contează țara, nația, culoarea sau religia, ci sufletul. Am întâlnit oameni care m-au făcut să am mai multă încredere în mine, care mi-au dezvăluit unele lucruri ce mă pot ajuta foarte mult pe viitor și consider că am avut ocazia să-mi perfecționez abilitățile de a vorbi într-o altă limbă. Cel mai emoționant moment a fost atunci când toată lumea a cântat imnul României și a luat poziția corespunzătoare cu una pe inimă. Nu știu, mi-au dat lacrimile în acel moment, a fost un impact foarte frumos. Menționăm că în cadrul proiectului au participat elevi din Estonia, Luxemburg, România, Turcia, Polonia. Au fost organizate serii interculturale în cadrul cărora au fost prezentate tot ce este mai reprezentativ pentru fiecare în parte. La finalul activităților, elevii au primit certificatul european Youth Pass.